Direct din Amon Baraj, cum vi s-a părut echipa în meciul cu UTA? E ceva, o schimbare? A fost o schimbare față de ce s-a disputat până acum în campionat? A fost, pentru că de fapt au fost două aspecte care în campionatul regulat spre final, știți foarte bine, lucrurile evoluau bine și speranțele noastre creșteau chiar la scăparea de retrogradare direct. După aia, din păcate, în play-out n-am mai reușit să menținem același ritm și chiar dacă anumite jocuri au fost, să zic așa, calitativ bune, știm cu toții că spre final lipsa de concentrare, mai ales la fazele fixe, au făcut să pierdem puncte și să ajungem în situația în care la meciul cu UTA, obligatoriu, știți foarte bine, era să câștigăm noi și după aceea, din păcate, rămâneam în continuare la mâna rezultatelor. E bine, ca joc așa, mi s-a părut față de ultima perioadă din play-out, mă refer strict la treaba asta, mi s-a părut o atitudine mult mai bună, un angajament mult mai bun, mai multă răutate, cum ar trebui să existe în mod normal la o echipă care are un anumit obiectiv. Este Mircea Rednic, numărul 1. Dar trebuie să-i mulțumesc Dinamului, Rednic? E greu de răspuns la întrebările astea, pentru că Mircea a și declarat că el, în ceea ce îl privește, încearcă să-și apere șansele corect, cu toate neajunsurile pe care le-a avut el în ultima perioadă în care a fost la noi la Dinamo ca și antrenor, dar el, așa cum a spus, repet, cum a declarat, a încercat să-și apere șansele corect, numai că știm cu toții o echipă care în general își atinge obiectivul și vedem lucrurile astea și să zic așa, în campionatele puternice din Europa, în momentul când s-a obiectivul, jucătorii, mai ales că fiind ultima etapă, sunt destul de greu de motivat. Cum se anunță? Acum, eu am fost și la barajul de la Cluj acolo și atunci am zis că nu vom avea probleme. Ceea ce cred că este de reținut este faptul că există totuși o diferență între Liga I și Liga II, dar problema va fi, adică nu neapărat o problemă, ci va fi de datoria noastră a echipei, antrenori, jucători, conducători, să caute să motiveze jucătorii, pentru că niciun joc, mai ales în situații de genul ăsta de baraj, niciun joc nu e ușor, indiferent de adversar, și avem ca dovadă finala Cupei, unde a ajuns Corvin, o echipă de Liga II, așa că jocul trebuie tratat foarte, foarte serios și eu sper că jucătorii sunt conștienți de treaba asta, pentru că în primul și în primul rând de ei depinde. Ce sentimente vă încearcă la 76 de ani? În primul rând că am îmbătrânit și eu. Asta e clar. Deci niște ani de la semifinală. Da. Anul ăsta a fost cam plin în privința asta, și cu Hamburg, și cu Liverpool. Noi am fost și anul trecut la 75 de ani, oricând, și aici când spun noi mă refer la generația din care am făcut și fac parte în continuare. Am răspuns prezent, așa că ne bucurăm, ne reîntâlnim cu foști colegi de pregătire, să zic așa, începând cu handbalul, basketul, polo și așa mai departe, hockey și toate generațiile care am făcut împreună performanță la Dinamo, mai ales la celelalte sporturi, pentru că știți foarte bine, avem campioni mondiali, olimpici, europeni, așa că da, și sigur că ne bucurăm să ne revedem cu orice prilej, mai ales într-o zi ca aceasta, unde se vorbește de un Dinamo creat de Nicolae Badea, Cristi Borcea. Cum sună și Țiriac, acest Dinamo care ar veni, s-ar asocia cu echipa din Liga II? Ai spus bine, se vorbește. Nu știu dacă se face treaba asta. Eu sper că, din ceea ce am citit și eu din presă, pentru că n-am informații din alte părți, eu sper că, în primul rând, echipa aceasta se salvează, pentru că eu am mai declarat, atât eu cel puțin, dar sunt convins că și colegii mei consideră că continuatoarea echipei care a fost înainte de Revoluție este actuala echipă din Liga I, dovadă că în special la jocurile de acasă am fost prezenți la toate meciurile pe Arcul de Triunf și sigur că normal am suferit sau ne-am bucurat în funcție de rezultat alături de actuala echipă din Liga I. Sper să reușim să rămânem în Liga I și după aceea vom vedea cum vor evolua lucrurile. Mulțumim mult de tot!